Soția unui consilier al ambasadei Congo în Serbia a fost reținută de ofițerii DICOT din Timiș pentru că a încercat să aducă în țara noastră țigări de contrabandă. Ea a încercat să intre în România aseară prin granița Moravița cu o mașină care aparține corpului diplomatic, în care se aflau aproape 19.000 de pachete de țigări. Mai frate, mai repede, că vine poliția de frontieră. Hai repede. Afacerea cu țigări mergea de luni bune și în ea erau implicați consilierul în cadrul ambasadei Republicii Congo în Serbia, soția lui, dar și mai mulți români, în total 14 oameni. Țigările erau aduse în România prin Vama Moravița, într-o mașină care aparține corpului diplomatic. Asta îi scutea de controlul vameșilor. Rețeaua era însă urmărită de luni bune. Aseară, mașina în care se afla soția consilierului congolez și un cetățean sârb a fost oprită în trafic. Înăuntru au fost găsite aproape 19.000 de pachete de țigări. La scurt timp, polițiștii au oprit o altă mașină în care se aflau doi sârbi care aduceau țigări în țară și ei au fost reținuți. Consilierul congolez este și el reținut pe teritoriul Serbiei, iar azi, în urma 9 percheziții domiciliare în județul Timiș, au fost reținuți și ceilalți membri ai rețelei.